Așadar, avem această partidă CFR Cluj-Poliaș. Poliaș vine cu diferite variante de scuze înaintea partidei. Știm, vă povesteam ieri că Andrei Cristea și Panțâru ar fi fost excluși din lot tocmai înaintea acestei partide. Andrei Cristea, capitan de echipă, Panțâru, fundaș stânga, s-ar fi certat la antrenament, drept urmare au fost excluși din lot. E bine, președintele lui Poliaș a oferit o altă versiune astăzi într-un interviu. Patronul spune că merge pe mâna antrenorului, că acesta are libertate deplină de a alege, iar contradicția vine din ceea ce a declarat președintele, vă spuneam, care afirmă că cei doi ar putea fi menajați pentru etapa viitoare când Poliaș o întâlnește pe Hermannstadt. Chiar și așa, cotele partidei sunt interesante la Unibet, dacă mă întrebați pe mine. CFR Cluj 1.40, încă mai e de pariat și acest 1.40, poate cu un bilet. Egalul 4.50, Poliaș 8.50, din ce în ce mai slabă Poliaș și din ce în ce mai slabă în defensivă, mai ales de acolo îi se trag problemele. Noi am mai selectat câteva variante, ambele marchează, spre exemplu, GG. Da, varianta cunoscută, ambele marchează, gol-gol, 2.70, gazdele câștigă prima repriză, 1.92 și 1, handicap minus 1.5, asta ce ne-am gândit noi că ar fi posibil, 2.30. Da, moment dificil pentru ei, eu nu înțeleg chestia asta cu dacă într-adevăr este așa, deși mă îndoiesc că cei doi, Stoicam doar a vrut să-i menajeze pe cei doi inventând un astfel de conflict, dar dacă s-ar întâmpla așa, pentru că am auzit chestii de genul ăsta destul de des în Liga 1. Nu văd motivul. Vrei să menajezi doi jucători? Ok, nu te interesează în mod deosebit rezultatul pe terenul unei candidate la titlu. Gândurile tale, țintele tale sunt altele. De ce să, să apară astfel de discuție? Da, poate o fi așa, poate nu o fi așa. Vulnerabilă oricum Iașiul, pentru că da, l-are și pe Frăsinescu suspendat, așadar absențe totuși destul de importante la o echipă care, spuneam, cam trage să moară. Ea a avut ceva noroc în ultima vreme, niște rezultate cât de cât mai acătării pe aici, pe dincolo, dar una peste alta, după părerea mea, doar norocul a făcut-o să stea totuși destul de bine în momentul de față. Pontul nostru e pe gazde, cum vă spuneam, 1.40 de luat încă. Gazdele să câștige la o cotă de 1.40. Probabil o folosim pe un bilet, nu, Sabina, asta? Da, merge pe un biletel. Cine a pariat meciul mai devreme a prins chiar și o cotă mai bună, pentru că bookmakerii, simțind aceste probleme din lotul ieșenilor, au început să scadă cotele și pentru CFR mai avem acum o cotă doar de 1.40. Mergem mai departe, prieteni, tot din Liga 1 mai avem o serie de pronosticuri și le discutăm chiar în momentele următoare.